3 ore jumate? Da. Așa e când deputatul se dă în bară, președintele trebuie să încearcă să-i pui, să încerci să-i pui la masă. Haideți să luăm pe rând. Eu o să mă refer la discuțiile cu oricare fracțiune și după aceea o să fac unele concluzii și dacă este cazul, voi răspunde și la întrebări. Nu exclud că posibil să ne mai vedem astăzi, mâine, așa că mai lăsați întrebări și pentru ziua de mâine, poi mâine, cred că vom continua. Așa cum am convenit astăzi, după criza politică care a apărut ieri, în momentul căderii guvernului Maia Sandu, care rămân pe poziția, a fost provocată această cădere însăși de doamna prim-ministru. Consider că dumneavoastră a avut interesul cel mai mare să provoace această criză politică, pentru că este conștientă de faptul că guvernul și miniștrii nu au făcut față parcursul ultimilor luni și intră într-o perioadă incertă unde riscurile vor fi și mai mari. După această criză care a fost provocată ieri de doamna Maia Sandu, am luat decizia în calitate de președinte să invit fracțiunile parlamentare pentru a începe discuțiile referitor la eventuale scenarii de depășire acestei crize politice și de evitare alegerilor parlamentare anticipate. Alegerile parlamentare anticipate, după cum am spus-o ieri, pot fi evitate prin două scenarii. Primul scenariu, crearea unei majorități parlamentare stabile. Și al doilea scenariu, votarea unui guvern tehnic propus de către președintele țării. Primul scenariu, din ceea ce cunoașteți, poate să fie, adică crearea unei majorități parlamentare stabile, doar între fracțiunile Partidului Socialiștilor și Blocul Acum. Anume, din aceste considerente, primele partide, primele fracțiuni pe care le-a invitat au fost socialiștii și cei din Blocul Acum. Socialiștii s-au arătat deschiși pentru a forma o coaliție. Au spus că sunt gata să discute doar în situația în care va fi un alt candidat la funcția de prim-ministru. Și e logic, pentru că acela a fost demis ieri, să-l propui încă o dată, să-l boteze socialiștii, nu va fi corect. Și revederea structurii guvernului în ceea ce ține de ministerie, plus susținerea inițiativelor sociale și economice cu care au venit socialiștii parcursul ultimilor 5 luni. Aceasta a fost poziția care a fost expusă de către deputații și conducerea fracțiunii Partidului Socialiștilor la întrevederea cu președintele țării. Primele consultări. Consultările cu Blocul Acum. Eu nu am reușit să văd tot ce v-a declarat, pentru că chiar nu am reușit să văd știrile, pentru că ați văzut că a mers ca convieierul, unul după altul. Ceea ce mi-au spus cei din acum, au spus că ei au venit doi reprezentanți, nu toată fracțiunea, au spus că ei categoric nu acceptă această formulă, ei insistă pe același prim-ministru, aceiași miniștri și aceiași componență a guvernului și în plus au spus că ar fi de dorit să plece și președintele din funcție pentru ca să aibă garanții, nu-i clar pentru ce. Aceasta a fost poziția celor din acum. Eu am luat act de această poziție și am spus că faceți o publică și o să vedem care sunt reacțiile celorlalți. Discuțiile cu deputații din Partidul Democrat, apropo, în premieră, pentru că rest cu deputații din PSRM și acum m-am văzut, în ultimele 5 luni, de la formarea coaliției, cu deputații din PD m-am văzut prima dată astăzi. În componență cu toată fracțiunea m-am văzut prima dată după alegerile din 24 februarie. Pe mulți chiar la față, prima dată am văzut. A fost o discuție detaliată. Am vrut să înțeleg care este poziția lor. De cât înțeleg, ei sunt axați pe o etapă importantă de reformă internă. Din cât înțeleg, ei nu-și doresc alegeri parlamentare anticipate. Au spus-o ferm că nu vor să facă majoritate parlamentară cu nimeni. În ceea ce ține de susținerea sau nu a unui guvern propus de președinte, a spus că depinde ce guvern va fi, cu ce componență și cu ce program vine. În premieră a invitat și deputații Partidului Ușor, pe care le-am spus direct că, indiferent de poziția pe care o am ca cetățean, ca politic față de unele persoane, ca președinte trebuie să stimez
votul cetățenilor Republicii Moldova. Ne place, nu ne place. Au votat 110, 118, 120 de mii de oameni pentru partidul celălalt în 24 februarie. Asta e realitatea. Încă o dată, ne place, nu ne place. Președintele nu poate avea emoții că îi place sau nu îi place cineva. Președintele trebuie să discute cu toți. Și a fost primul contact cu deputații din partidul ușor. Au venit două persoane care și-au expus poziția că ei rămân în opoziție. Aici am văzut o poziție comună cu undeva și cu cei din acum, că ei toți vor alegeri anticipate. Nu știu, v-a spus vouă sau nu, că mai bine anticipate. Stranii poziții, două partide de pe șchiere diferite, că vor alegeri anticipate. Dar important că a fost prima discuție, prima, mai ales după tot ce s-a întâmplat în ultimele luni, eu cred că sunt utile astfel de discuții cu toți deputații. Ca concluzie, din ceea ce am înțeles din discuțiile cu deputații aleși în Parlament din legislatura curentă, la această etapă nu văd șanse pentru crearea unei majorități parlamentare. Pozițiile sunt diametral opuse. Am spus că majoritatea parlamentară poate fi creată doar între Partidul Socialiștilor și cei din blocul acum. Am văzut că au poziții diametral opuse. Eu cred că condițiile înaintate de blocul acum sunt la fel ca și inițiativa domnului Maia Sandu. Sunt poziții care nu sunt deloc constructive. Sunt ultimatumuri puse. Inițiativa doamnei Maia Sandu de săptămâna trecută, care a dus la căderea guvernului, a fost un ultimatum politic partenerilor de coaliție și un ultimatum clasic politic. Poziția expusă astăzi de blocul acum, de deputați, a fost continuarea acestui ultimatum. Noi vrem aceeași componență, noi vrem președintele să plece din funcție și pe urmă noi discutăm. Ei înțeleg foarte bine că lucrul ăsta este imposibil. Ceea ce mă face să cred că ei sau vor alegeri parlamentare anticipate, sau vor să fie în opoziție pentru a mai obține ceva experiență politică, pentru luptele ulterioare. Nu exclud niciuna, nici alta. Poziția mea, eu consider că noi nu avem nevoie de alegeri parlamentare anticipate. 1. 2. Noi nu putem să lăsăm țara pentru o perioadă foarte lungă de incertitudine. Eu vreau să menționez că la această etapă responsabil pentru tot ce se întâmplă în țară este guvernul în exercițiu a doamnei Maia Sandu și personal doamna prim-ministru în exercițiu Maia Sandu. Am auzit că astăzi erau probleme cu plata salariilor nu știu unde. Eu cred că ei intenționat încearcă să boicoteze unele procese sociale și economice. Și vreau să-i atenționez pe cei care încă sunt miniștri în exercițiu. Ei sunt miniștri și prim-miniștri în exercițiu. Și responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în țară la această etapă este responsabilitatea guvernului Maia Sandu. Încercarea de a crea situații de criză intenționate, care se pare că unii vor să lanseze astfel de scenarii pentru a destabiliza situația, responsabilitatea și vor răspunde în fața legii. Noi avem informații, noi avem semnale, pentru că marea majoritate a instituțiilor de stat, marea majoritate a colaboratorilor sunt bucuroși că ieri a căzut guvernul Maia Sandu. Și informații parvin deja că, uite, aici au dat indicația așa, aici să nu plătim salariile, aici să boicotăm așa și mai departe. Nu trebuie să faceți acest lucru. Stimați colegi, foști colegi, parteneri de coaliție, nu faceți acest lucru. Pentru că o să răspundeți conform legii. Cât de repede o să ne mișcăm mai departe, care va fi următoarele etape? Eu nu am văzut încă reacția oficială a socialiștilor la propunerea celor din acum. Nu cât înțeleg, încă n-a fost. Am scris un SMS la Partidul Socialiștilor. Ați răspuns sau nu acum? M-a spus că nu am răspuns. Vreau să văd care este poziția socialiștilor oficială. Eu mi-am expus poziția mea. Eu cred că e ultimatum. Sună socialiștii deja? Vedem care e poziția lor.
După aceasta, evident, voi veni cu o poziție din partea președintelui. Astăzi sau mâine sau poimâine. Timp mai avem. Sunt 3 luni de zile, începând cu ziua de ieri. Conform procedurilor, sunt 3 luni de zile, până pe data de 12 februarie. În aceste 3 luni de zile, eu trebuie să vin cu inițiativa cel puțin de 2 ori în decurs de 45 de zile, care sunt parcursul acestei 90, de înaintare a unui candidat la funcția de prim-ministru. Candidatul, dacă nu va fi majoritate parlamentară, dar evident că cel mai probabil nu va fi, va merge la fracțiuni și își va spune programă, după care vedem, obține votul politic, bine, nu obține, alegeri anticipate și să-și asume cei care o să le provoace riscurile. Eu voi face tot posibil, tot ce îmi stă în putere, în calitate de președinte, să evităm alegerile parlamentare anticipate. Vă mulțumesc. Aveți și întrebări? Poftim. Eu vreau să le amintesc că datorită poziției președintelui țării și a instituției prezidențiale, noi am reușit în luna iunie să scăpăm de Plahotniuc. Dacă președintele țării nu dădea dovadă atunci de verticalitate și dacă stătea ferm pe poziție așa cum a stat, dacă nu stătea pe poziție, atunci nu era niciun fel de guvern și era regimul vechi în continuare. Vreau să le amintesc, poate ei repede uită, dar oamenii țin minte. Atunci când vroiau să scape de Plahotniuc, vineau la președinție și hai, nu cedați și așa mai departe. Nu am cedat. Acum când văd că nu au făcut nimic, oamenii nu văd rezultate. Ei caută vinoveți, să nu caute vinoveți. Noi le-am oferit absolut tot. Orice lege propusă de guvernul Maia Sandu a fost votat, chiar dacă noi nu am fost de acord. Orice inițiativă negociată greșit cu unii parteneri externi, noi am votat-o pentru a nu bloca finanțarea, pentru a debloca FMI, Uniunea Europeană și așa mai departe. Noi am făcut tot posibil și am susținut acest guvern. Nu noi am inițiat această situație de criză, dar doamna Maia Sandu, miercuri trecut, ne consultând chiar cu membrii echipei sale, cu deputații care au aflat din presă, cu activul de partid care a aflat din presă despre asumarea responsabilității de către guvernul Maia Sandu. Așa că nu trebuie să caute vinoveți. Să se uite în curtea sa ceea ce s-a întâmplat și să-și asume inclusiv consecințele și să meargă mai departe. Eu le-am spus astăzi deputaților din blocul acum și o să repet încă o dată. Înfrângerile pentru cei care sunt înțelepți și puternici, este o etapă bună de pregătire. Eu am trecut prin foarte multe înfrângeri în acești 10 ani de politică. Eu în 2011 am fost declarat necâștigător la Chișinău, vă aduceți aminte? De 2000 de voturi diferență. Noi știm cum au fost alegerile în 2011. Acum toți recunosc că eu am învins. Chiar și cei din blocul acum mi-au spus ieri la... Ieri au fost sau la altă, ieri când de consultări în Parlament. Vineri, mi se pare că. Și eu spus, dar păi ați câștigat în 2011. Zic, eu știu că am câștigat. Toate luptele, chiar dacă ești înfrâns, v-am dat exemplu, eu am pierdut în Chișinău la un scor foarte mic. Și am avut din 2011 încoace foarte multe perioade, pe care le-am trecut încet, greu. Am primit eu loviturile direct și am rezistat. De aceea, atunci când pierzi o luptă politică la alegeri locale în Chișinău și emoțiile te fac să faci astfel de greșeli și să duci la căderea guvernului, trebuie să-ți asumi, să te liniștești și să înțelegi, să spui întrebarea ce vrei mai departe de la viață. Faci politică mai departe, devii mai puternic sau te dai într-o parte. Asta e așa ca un mesaj. Eu vă promit că eu vă răspund la fiecare. Haideți să luăm pe rând și vă rog foarte mult. Aici sunteți repede, vreo 12. Fiecare aveți dreptul și chiar vă rog să veniți câte o întrebare.
Domnișoare, acum și o secundă. Ce se va întâmpla cu reforma justiției și cu concursul pentru funcția de procuror general? Mai ales că au fost și niște rezultate. Reforma justiției va fi implementată în continuare. Eu cred că, indiferent de pe ce formulă se va ajunge, majoritate parlamentară sau guvern minoritar, eu voi insista ca toate recomandările Comisiei de la Veneția să fie luate în calcul și reforma să fie implementată exact așa cum o așteaptă societatea și conform recomandărilor partenerilor străini. În ceea ce ține de Procurorul General, sunt două soluții pe care le-am menționat ieri în cadrul unei emisiuni la televiziune. Prima soluție, noul guvern, noul ministru al justiției, să anunțe un nou concurs conform legii care este în vigoare și care a fost votată de socialiști și acum, sau a doua soluție, să se revină la rezultatele concursului care a fost anulat de fostul ministru al justiției. Pe care soluție, pe care scenariu vom merge, acest lucru trebuie să-l decidă și să discute următorul guvern. Eu îi voi acorda tot suportul necesar. Vă mulțumesc. Poftim. O secundă. Domnul Poftin. Domnul președinte, ați spus că ați contribuit într-un fel la debarcarea lui Pavlociuc. Ați putea înainta un candidat la funcția de premier, un fost ministru din perioada lui Pavlociuc. Vorbim de Ion Chicu. În ceea ce ține de un fost ministru sau un potențial candidat, o astfel decizie încă nu a fost luată. Cine va fi candidatul? Pentru că încă nu avem claritate. Va fi coaliție? Nu va fi. Referitor la domnul Chicu, pentru că se discută mult în ultimul timp, săracul cred că sughiță. El a fost, prima dată am apărut în tot ceea ce ține de administrarea de stat. În 2005, când eu eram viceministru economiei, a fost în subordinea mea șef de direcție general. Pe urmă a fost consilierul doamnei Greceanu. Pe urmă a fost angajat a Băncii Mondiale, responsabil de mai multe țări. Dacă cineva a fost într-un guvern sau altul, nefiind membru de partid, să-i punem etichetarea deodată, lucrul ăsta e foarte simplu. Și doamna Maia Sandu a fost ministru în guvernul lui Filat, care a fost demis, și în guvernul lui Leancă, și în guvernul lui Gaborici, dacă nu greșesc. Și ce trebuie să-i punem ștampila că este cea mai coruptă pentru că a votat pentru aeroport și pentru miliard, pentru garanțiile cel de stat? Eu nu am făcut asta niciodată. De ce? Eu aș propune să fim foarte atenți cu etichetările. Haideți să vedem ce reprezintă fiecare persoană în parte. Asta e răspunsul la întrebarea noastră. Vă mulțumesc. Poftim. Nu are Federația Rusă nimic cu treburile interne ale Republicii Moldova. Referitor la declarații ce ține de jocuri geopolitice și așa mai departe, probabil ați observat că în ultimii ani eu am exclus retorica geopolitică la instituția prezidențială. Am insistat că această retorică să fie exclusă în Parlament și mi-a reușit la un anumit etapă când a fost creată această coaliție, acum revine. O să insist ca să nu fie retorică geopolitică în primăria Chișinău și vă promit că nu va fi. Și așa a spus-o și primarul general nou ales. Și eu o să fac tot posibil cu următorul guvern să nu se ocupe cu geopolitica. Se ocupe de treburile oamenilor. Mesaje externe geopolitice vor fi foarte multe. Noi trebuie să fim înțelepți să trecem peste ele. Eu cred că noi avem capacitatea să trecem peste ele. Și dacă ați văzut, și mă bucur, poate este undeva și un rezultat a mesajelor președintelui. Dacă ați văzut ultimele sondaje, diferiți care le fac. Anterior era divizat societatea, 40-60 sau 60-40, Europa-Rusie, în funcție de timp. Acum a apărut a treia opțiune importantă, relații bune și cu Rusia și cu Europa. Și din ce, în ce mai mult, oamenii cred în această treia opțiune. În ce ține de a avem încredere în sondaj sau nu? Polcenii niciodată nu cred în sondaje, dar iau în calcul dinamica care arată aceste sondaje. Eu am în fiecare zi sondaje. Vă mulțumesc. Poftim. Da. Uite, și n-am vrut să public întrevedere cu Hogan, dar m-ați prins. Sau vedem să l-ați prins. Și Rusia. Eu le-am promis, apropo, atunci când primesc scrisorile de acreditare,
le spun ambasadorilor că la orice cerere a lor, eu sunt gata să mă văd. Să am întrevedere. Asta nu-i primit în alte țări. Unii ambasadori care au fost ambasadori în alte țări, după ceea ce au astfel de deschideri din fața președintelui, spune asta e ceva excepțional. Eu odată în două luni mă văd cu toți ambasadorii, și nu doar oficial. Ultima dată au fost la Condrița cu soțiile. Toți ambasadorii acreditați. Și eu cred că este o practică bună de a avea un dialog cu ambasadorii, să audă din prima sursă. De aceea când, atunci când solicită un ambasador, și domnul Hogan ieri a solicitat această întrevedere, aseară să o avem sau să avem de dimineață. Aseară am fost la televiziune, nu am reușit. Dar după orele 22, copiii deja nu mă văd, se uită la televizor și spun că celălalt tată. M-am dus acasă și n-am reușit aseară. Și am propus să ne vedem astăzi. Astăzi, la prima oră a fost. Am discutat despre situația în care suntem. Evident, pe ei, pe toți se interesează. Va fi depășit, nu va fi depășit. Vreau să menționez o poziție foarte echilibrată a marii majorității partenerilor externi. Și aici vreau să fac referință și în special la Ambasada Statelor Unite, care a făcut ieri o poziție publică, care a spus că regretă, evident că toți regretă, și eu regret că a căzut guvernul, dar sunt gata să lucreze cu următoarea sau cu țara, cu următoarul guvern, în condițiile de continuare a reformelor și așa mai departe. Și de fapt acesta a fost subiectul discuțiilor. În caz dacă va fi următorul guvern într-o formă sau alta susținut de către președinte, se va continua reformele? La sigur se va continua. Inclusiv cineva m-a întrebat, domnișoara, din primul rând. Poftim, da. Da, liberalul eu mai întrebat astăzi de poziție și liberalul e ce din care am avut un guvern de pe Facebook, acum avem alte inițiative pe rețelele socializare. Inițiative sunt foarte multe. Dar liberalii când nu au cerut demisia mea? Eu când nici nu eram președinte și erau siguri, au făcut petiții că de domnul ajunge președinte. Dar deja au consemnat de 12.000. Nu, 12.000. Vor să fie demis. Alții nu vor să fie demis. Asta e democrație, stimați reprezentanți mass media. Și trebuie să le permite la toți să-și expună opinia. O secundă. Poftim. Ia seara, în cadrul unei emisiuni, a declarat că guvernul Sandu urmea scadă și azi domnul Grosu a zis că, de fapt, prin această declarație, deja vă pregătiți pentru al doilea mandat. În primul rând, eu am declarat că guvernul Sandu avea toate șansele să cadă și pe alte inițiative decât cea care a fost ieri. În caz dacă, și vreau să deschid parantezele, dacă nu se accepta reformatarea guvernării, pentru că noi am propus de mai multe ori că ar fi cazul că unii miniștri să fie schimbați, pentru că oamenii așteaptă rezultate sociale, drumuri și așa mai departe. Acum, în ceea ce sunt de al doilea mandat, nu am declarat niciodată că am de gând să depun candidatura, să o înaintez pentru următorul mandat de președinte. Mai este foarte mult timp. Noi trebuie să încercăm în următoarele 9 luni, 10, să oferim rezultatele pe care așteaptă oamenii. Asta contează. Mai puțin contează. Cine va merge candidat? Voi merge sau nu? Am spus ieri la o conferință de presă că membrii familiei îmi spun că mai bine nu. Vor să fiu mai mult timp cu ei. Eu cred că mai puțin contează. Vom vedea. Mai este timp pentru aceasta. O secundă. Acolo sunt persoane care încă n-au dat. Mai sunt alții cu întrebări? Poftim? Eu să vă scriu întrebări din... Nu, că asta e normal. Dintr-o parte mai bine se vede. Eu vă spun că eu pun întrebare, dar nu e nicio problemă. Nicio problemă, doamnă Dumșoară. Pentru că nu prima dată repetată. Ieri, doamna Sandu, de la tribuna Parlamentului, a declarat că, de fapt, va fi ministrul de coaliție, o interceptează sau chiar chirează și ascultă anumite discuții. S-a referit probabil la socialiști. Dumneavoastră, cum credeți? De unde a luat ea? Socialiștii nu au așa capacități, iar președintele nu are așa interes. De unde atunci? O întrebați pe dumneai. Ce răspundeți? Am spus, socialiștii nu au așa interes și președintele are cu tot o altă agendă. Se crede prea important de poate cineva. Se crede prea important că uite, toți o filează, toți o urmăresc. Noi avem de lucru până despre cap. Nu am vorbit cu doamna Maia Sandu după căderea guvernului. Și-a prezentat sau nu, în principiu, ieri hotărârea Parlamentului a fost votată și ea intră în vigoare la momentul votării. Vă mulțumesc. Haideți, ultimele două întrebări, pentru că... Dar cum a reacționat, a spus că a discutat cu ambasadorul Rusiei, cum a reacționat
Eu nu am văzut o reacție oficială, pentru că nu am discutat cu nimeni de Federația Rusă de la momentul căderii guvernului. Vă mulțumesc și domnul Mișin, da? Ați vorbit astăzi despre garanții. De plăcii Partidului Democrat v-au cerut anumite garanții în ceea ce privește dosarele penale sau investigațiile care sunt vizate în limbi. În primul rând, noi nu am discutat astăzi de garanții din partea deputaților sau din partea președinției. Într-al doilea rând, indiferent de formula guvernării care va fi, niciun fel de anchete pornite în Parlament sau dosare care au fost pornite, furtul miliardului și așa mai departe, nu trebuie și nu vor fi stopate. Oamenii care au încălcat legea trebuie să răspundă conform legii, indiferent de unde vin ei. De la socialiști, de la cum, de la democrați, de la șor, nu contează. Doar așa o să recapătăm încrederea oamenilor în ceea ce fac politicienii în Republica Moldova. Asta este poziția mea și voi insista pe această poziție. Eu vă mulțumesc și sper astăzi sau mâine să ne mai vedem. O zi bună!